A sosit momentul cel mai așteptat de doamnele care vor să le pregătească o surpriză culinară celor dragi din familie. Începe rubrica de gătit cu Alina Laufer. Iată rețeta. Să rămână pentru masă! Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Astăzi o să facem un desert și anume preferata copiilor și nu numai, înghețata. Este o variantă foarte rapidă și aș putea să zic destul de sănătoasă, pentru că vom pune puțin zahăr, e adevărat, dar cum să fie înghețată altfel decât dulce? Hai să vedem de ce avem nevoie. Banane, iaurt, puțin praf pentru budincă, budinca aceea instant de vanilie pe care o găsim la supermarket, dezmeură, vom face și o înghețată de zmeură, lămâie, zahăr și gelatină. O să facem astăzi două feluri de înghețată, după cum v-am spus. O să facem înghețata de banane și iaurt și înghețata de zmeură, în care o să punem și lămâie. Haideți să trecem la treabă. O să ne apucăm de înghețata de banane prima dată. Eu aici am un iaurt cu cocos, dar puteți folosi și iaurt simplu. O să pun câteva lingurițe de praf de budincă instant. De ce? Pentru că în clipa în care înghețata se formează, deci produsul îngheață, nu se formează acele cristale de gheață, deci ea devine mai cremoasă, mai unctoasă. O să-l mixăm puțin înainte. Arată foarte bine. O să punem banana. Un sfat pe care vi-l pot da atunci când preparați înghețată este să o faceți întotdeauna mai dulce decât ați crede, pentru că în clipa în care ea îngheață, gustul dulce nu se mai simte la fel de puternic. Compoziția este gata, nimic mai simplu. Acum partea cea mai grea, să așteptăm aproximativ 6 ore ca să înghețe, dar cel mai bine le faceți seara. O să le punem la congelator și ne ocupăm de cealaltă înghețată. A doua înghețată o vom face din fructe și un sfat am pentru dumneavoastră. Dacă aveți copii mici, cum am eu, și nu vreți să vă curgă înghețata peste tot, atunci puneți gelatină. O să am nevoie de zmeură, pe care o să o punem în blender. O să mai adaug și zahăr, lămâie. Aici am niște gelatină pe care am hidratat-o, după care o vom pune la topit, la benmarie. Și după aceea se mixează cu ingredientele reci și amestecăm. O să o turnăm într-un recipient pentru a ne fi mai ușor și o să îl punem în formele pentru înghețată. Dacă nu aveți forme de înghețată, puteți să folosiți la fel de bine niște păhărele mici de plastic. Înghețata este gata, partea cea mai grea este așteptarea, dragii mei. Dar credeți-mă că merită. 6 ore mai târziu, înghețata este gata. Haideți să vedem și rezultatul. Trebuie mai întâi să cufundăm aceste forme în apă caldă, câteva secunde. Acum a venit momentul, știu că o să vă fac poftă, însă trebuie să gust. Haideți să vedem și pe cea de zmeură. A superlativ. Dragii mei, asta a fost pentru astăzi, așa că vă urez poftă bună la înghețată! Să rămână pentru masă!